probabil pentru cei mai mulți, o experiență inedită, da? Să ascultăm citit în public un pasaj așa de mare în adunare. Când eram tânăr, în liceu, mergeam la recitaluri de poezii, nu mai spuneți la nimeni, și ascultam poezii care erau citite de oameni pasionați de poezie pentru oameni pasionați de poezie. Dar nu există poezie mai sublimă, mai inspirată decât poezia psalmilor. Ca tare este un privilegiu ca să putem asculta nu doar o poezie oarecare, nu doar un act artistic, ci mai mult decât atât cuvintele lui Dumnezeu inspirate și înregistrate pentru noi în Sfânta Scriptură. Psalmul 119 este un psalm lung, așa cum ați observat, dar chiar dacă este lung, noi vrem să fim ascultători de cuvântul lui Dumnezeu care ne spune prin Apostolul Pavel să nu neglijăm citirea cuvântului lui Dumnezeu în public. Da? Este o datorie a bisericii. Pentru unii, fie ei musafiri, sau din păcate poate chiar și membri a bisericii, s-ar putea să fie singurul pasaj care îl citesc în săptămâna care vine. Și este important ca biserica să dea tonul, să dea de înțeles că este important să citești, să meditezi, să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cu mult mai important decât ceea ce eu am să vă spun despre cuvântul lui Dumnezeu. Da? Tot ceea ce ați auzit, exceptând greșeli făcute de fratele nostru Sorin, este fără greșeală. Da? Este 100% inspirat de Dumnezeu. Da? Deci tot ceea ce ați auzit până în acest moment, puteți ca să luați și să băgați frumos în inima dumneavoastră, fără problemă. De aici încolo, urechile sus, mințile treji, cântăriți tot, filtrați tot prin cuvântul lui Dumnezeu. Eu voi încerca, călăuzit de Duhul Sfânt, sper ca să vă îndrum din cuvântul lui Dumnezeu și dumneavoastră trebuie ca să fiți ca și cei din Berea și să cântăriți ceea ce vi se spune, să aveți o inimă aleasă și să verificați totul prin cuvântul lui Dumnezeu. Acum, evident, nu voi încerca să am o expoziție, o predică asupra întregului psalm. Sunt 176 de versete. N-am mai merge acasă mult și bine, da? Nu sunt încă sigur cum vom împărți acest psalm, că aș vrea ca să-l parcurgem în totalitate în perioada care urmează. Dar în această seară vreau doar, în momentele care le mai avem la dispoziție, să facem o introducere la acest psalm și să ne conturăm o idee pe larg despre ce este vorba și ce ne așteaptă în următoarele mesaje în care vom explora împreună acest psalm. Psalmul este, cum ziceam, cel mai lung dintre cei 150 de psalmi. Este scris de un autor necunoscut, anonim, face parte din 50 de psalmi a cărui autor sunt necunoscuți. Lucrul ăsta este pentru mine fascinant, pentru că ne spune două lucruri. Un lucru interesant este faptul că cuvântul lui Dumnezeu, atunci când a fost inspirat, a putut fi confirmat chiar dacă la un moment dat autorul nu mai era cunoscut. Și de asemenea ne spune faptul că conținutul care este inspirat de Dumnezeu, pentru că Sfânta Scriptură ne spune că nicio prorocie n-a venit prin voia sau imaginația unui om, ci oameni care au fost purtați de Duhul lui Dumnezeu au vorbit de la Dumnezeu, au transmis exact ceea ce Dumnezeu vrea să transmită. Și faptul că acest psalm și alți 49 de psalmi sunt cu autor anonim ne spune că autorul este mai puțin important decât conținutul. Pentru că autorul în cele din urmă este Dumnezeu. Da? Autorul psalmilor lui David nu este doar David, să spunem așa. David este autorul uman, David este instrumentul prin care Dumnezeu a transmis cuvântul său inspirat. Cum ziceam, este cel mai lung dintre psalmi. Este cam de 10 ori mai lung decât ceilalți dacă am lua
media lungimii celorlalți psalmi și este un detaliu important pentru că, dacă privim cu atenție, vom vedea că psalmul are o tematică unitară. Vorbește în mare parte despre o singură temă. Și faptul că autorul și faptul că Dumnezeu a devotat de 10 ori mai mult spațiu în cartea psalm acestei teme, ne atrage atenția, da? Ne atrage atenția. Dacă cineva își dedică majoritatea timpului în a vorbi despre un anumit subiect, ai înțelege că pentru acea persoană acel subiect este deosebit de important. Și ca atare ar trebui ca să fie atent la acel subiect. Psalmul acesta este de 10 ori mai lung decât în medie, decât ceilalți psalmi și vizează o singură temă sau o temă majoră. Structura psalmului este o structură care am mai întâlnit-o sau cel puțin este o variație a unei structuri care am întâlnit-o și am studiat foarte rapid această structură. Este un psalm în acrostic. Sunt 9 psalmi în cartea psalmilor care au acest format. Este vorba de 22 de strofe. Fiecare strofă corespunde cu o literă din alfabetul ebraic, da? În unele Biblii, așa este organizat psalmul și începe cu fiecare literă din alfabetul ebraic și apoi strofa care corespunde, da? Fiecare strofă este compusă din 8 versete și din nou este important pentru noi acest aspect, pentru că nu este un detaliu întâmplător. Dumnezeu nu face nimic întâmplător. Inclusiv când compune o poezie, Dumnezeu îi dă o structură bine gândită, planificată, cu un sens. Da? Dumnezeu nu face nimic fără rânduială. Și ne imaginăm dacă cifra 7 știm că este cifra perfecțiunii, atunci ne putem imagina ce ar putea însemna cifra 8 în felul de gândire evreiesc. Cifra 8, dacă 7 este perfecțiunea, este cifra superlativului. Ce poate fi mai mare decât perfecțiunea? Superlativul perfecțiunii. Dumnezeu poate fi mai mare decât perfecțiunea. Dumnezeu este mai mare decât infinitul. Noi când vorbim în limbajul nostru și spunem, de exemplu, că Dumnezeu este infinit, într-un fel nu este o exprimare corectă, pentru că spunem și despre univers că este infinit. Spunem că există cifre infinite, da? Și simplul fapt că putem ca să spunem despre univers și să concepem ce înseamnă un univers infinit, sau că dacă am numera până la infinit, ar exista un infinit de numere, înseamnă că l-ar descrie pe Dumnezeu în același fel este cumva cu lacune. Pentru că Dumnezeu este dincolo de priceperea noastră, dincolo de infinitul care îl putem concepe noi. Dumnezeu este cel care cuprinde infinitul nostru, dacă vreți ca să gândiți în acest fel. Universul nostru în expansiune de necuprins după imaginația noastră este cuprins în Dumnezeul nostru care este superlativul infinitului. Da? 8 este cifra infinitului și cuvântul lui Dumnezeu care vom vedea imediat este tema psalmului nostru, este arătat în psalmul 119 ca și fiind pe de o parte perfect și complet. De aceea cele 22 de strofe pentru fiecare literă din alfabet. Altfel spus, iei orice literă, orice subiect, orice tangență și cuvântul lui Dumnezeu are ceva de a face cu acea realitate. Și acele 22 de strofe care corespund cu toate literele din alfabet ne spun despre cuvântul lui Dumnezeu că El este perfect, El este complet. De asemenea, cele 8 versete pentru fiecare strofă ne arată nu doar că cuvântul lui Dumnezeu este perfect, că ar fi putut să fie 7 versete pe strofă, ci ne arată că cuvântul lui Dumnezeu este abundent, superlativ, mai mult decât suficient. Da? De aceea avem 8 versete pe strofă și nu 7. Ca atare, psalmistul și Dumnezeu vrea să ne comunice ceva inclusiv prin această structură. Cuvântul lui Dumnezeu este suficient, cuvântul lui Dumnezeu este superlativ, este abundent, este mai mult decât suficient pentru toate nevoile tale. Care este tematica? Vom uita la tematica principală și ne vom uita la 4 sau 5 lecții sau aspecte comunicate prin acest psalm care vizează această tematică și asta va seta pentru noi cumva scena de a intra în acest psalm
în mesajele care urmează din acest psalm. Tematica psalmului, tematica principală, ar putea fi sumarizată în felul acesta. Importanța și măreția legii sau cuvântului lui Dumnezeu. Psalmistul subliniază pentru noi din nou și din nou și din nou faptul că legea lui Dumnezeu este măreață, este importantă, este necesară, este benefică. Psalmistul vrea ca să înțelegem lucrul acesta, să intre în inimile noastre și să plecăm, citind acest psalm, să plecăm motivați să ne dedicăm viața cuvântului lui Dumnezeu. Psalmistul menționează, vom vedea imediat, în acest psalm diverse feluri de a vorbi despre legea lui Dumnezeu ca să ne sublinieze cât de important este. De fapt, psalmul 119 este o elaborare asupra psalmului 19. Dacă citiți psalmul 19, mai ales a doua parte, veți vedea că este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu, despre revelația lui Dumnezeu. În primele 6 versete ni se vorbește despre revelația naturală, adică revelația lui Dumnezeu în natură. Cerurile spun sau declară slava lui Dumnezeu. O zi istorisește alteia acest lucru și o noapte dă de știre alteia. Și psalmistul continuă și ne spune că putem ca să vedem măreția lui Dumnezeu în creație, în universul din jurul nostru. Și din versetul 7, își duce atenția asupra cuvântului revelat, revelația specială, da? Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduierile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate. Toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul. Mai mult decât aurul curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătură de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Da? Deci avem o prețuire, trebuie să o avem, față de revelația naturală. Ar trebui ca să-L vedem pe Dumnezeu în tot ceea ce vedem în jurul nostru. Ar trebui să vedem frumusețea Lui, ar trebui să vedem bunătatea Lui, ar trebui să vedem răbdarea Lui, ar trebui să vedem tot doar privind în jurul nostru la tot ceea ce Dumnezeu a creat. Da? Cu siguranță astăzi am fost acasă și am mâncat cu familia noastră, am văzut și am atins și am consumat din bunătatea lui Dumnezeu. Ei, lucrurile acestea au fost create ca să ne vestească bunătatea lui Dumnezeu, să ne vestească grija Lui pentru copiii săi. Dar există o revelație superioară față de acea naturală, da? Există ceva despre Dumnezeu care poate fi privit, poate fi învățat, poate fi apreciat la un alt nivel decât ai putea dacă doar privești la stele. Da? Este bine să privești la stele, este minunat să privești la natură și să te minunezi la ceea ce Dumnezeu a creat și cât de minunat ar putea fi un Dumnezeu care a creat ceva așa de frumos, dar niciodată nu vei ajunge ca să vezi cu adevărat caracterul lui Dumnezeu fără revelația specială. Da? Lucrul acesta este evident și în relațiile noastre. Este una ca să privești asupra unei persoane din afară, să te uiți de la distanță și să zici: a, uite ce face el, uite ce are el, uite cum se comportă el, și este altceva ca acea persoană să se reveleze față de tine și să vorbească cu tine și să împărtășească ce e în inima lui. Altfel spus, sunt oameni care de la distanță mă cunosc și pot spune ceva despre mine. Și apoi sunteți dumneavoastră care mă cunoașteți altfel. De ce? Pentru că știți ceea ce este în inima mea, am împărtășit cu voi. Apoi sunt cei care mă cunosc și mai intim, din familia mea. Și lor le-am dezvăluit și mai mult din gândirea mea, din inima mea și așa mai departe. De asemenea, Dumnezeu și-a dezvăluit gloria Lui pe diverse paliere. Da? În revelația naturală, la un nivel, și în revelația specială, la un total alt nivel. Și noi trebuie să prețuim această revelație, pentru că este mecanismul, metoda prin care putem ca să-L cunoaștem
pe Dumnezeu. Prima lecție sau prima temă principală sau valența temei principale este aceasta. Legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, revelația specială a lui Dumnezeu este deosebit de importantă pentru noi. Ca să fie sigur psalmistul că înțelegem aspectul acesta, el repetă din nou și din nou și din nou lucrul acesta și o spune în diverse feluri. Da? Un mecanism literal pentru a transmite un mesaj cu eficiență este să spui același lucru în diferite feluri. Cu cuvinte sinonime, cu aranjament diferit, până când cel care aude ceea ce spui spune, am înțeles, vrei ca să-mi spui că cuvântul lui Dumnezeu este important. Psalmistul folosește aproximativ 10 sinonime diferite pentru a vorbi despre legea lui Dumnezeu. 10 sinonime diferite despre a spune cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu este importantă. În primul rând ne vorbește despre mitzva, care este porunca lui Dumnezeu. Apoi ne vorbește despre mishpatim, care sunt judecățile lui Dumnezeu. Apoi ne vorbește despre dabar, care este cuvântul lui Dumnezeu sau revelația dată omului prin cuvânt. Ne vorbește despre preceptele lui Dumnezeu sau despre imperativele date de Dumnezeu. Ne vorbește despre Tora, despre legea lui Dumnezeu. Ne vorbește despre Imra, care este comunicarea orală a lui Dumnezeu. Și vedem în Scriptură că Dumnezeu a avut atâta har față de poporul său, încât la un moment dat le-a vorbit verbal. Lui Moise i-a vorbit verbal. Moise a auzit cuvinte din gura lui Dumnezeu, dacă putem să spunem așa. Acum, evident că și asta este un fel de a vorbi omenește și Dumnezeu s-a manifestat într-un fel în care noi să putem ca să-L înțelegem și să-L auzim. Dar totuși este o minune. Dumnezeu a vorbit verbal, așa cum vă vorbesc eu vouă, da? Doar evident că altfel că tuna acolo și la un moment dat n-a mai vrut ca să audă. De asemenea, Dumnezeu a vorbit verbal timp de 33 de ani prin Domnul nostru Iisus Hristos. De fiecare dată când Domnul Iisus Hristos a deschis gura, s-a auzit glasul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos spune că El n-a spus nici măcar un lucru de la sine. El a făcut și a spus doar ceea ce Tatăl i-a dat de a împlini și de a spune, pentru că El și cu Tatăl sunt una. Apoi, psalmistul ne vorbește despre legile lui Dumnezeu. Ne vorbește despre calea lui Dumnezeu, ne vorbește despre mărturisirea lui Dumnezeu, ne vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu revelată. Și cu siguranță, dacă am studiat mai cu amănuntul, am găsit și alte sinonime sau și alte valențe. Toate acestea, ca psalmistul să ne comunice faptul că cuvântul lui Dumnezeu este important. Citind sau ascultând psalmul 119, n-ai cum să nu înțelegi lucrul acesta. Pentru că verset după verset după verset ni se spune din nou și din nou și din nou și din nou cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu sunt importante. De fapt, psalmistul menționează sub diverse sinonime legea lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu în toate versetele din psalmul 119 în afară de 3. Doar 3 versete nu au o sintagmă care să vorbească despre legea și cuvântul lui Dumnezeu. Altfel spus, când privim la ceea ce a scris psalmistul, spunem, asta este tema. Legea lui Dumnezeu în toate formele ei. Cuvântul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu în toate formele ei și cu toate foloasele ei. În al doilea rând, vedem că psalmistul vrea ca să ne comunice prin felul în care psalmul este scris și prin conținutul lui, nu doar că legea, cuvântul, revelația lui Dumnezeu este importantă, dar că cuvântul lui Dumnezeu este strict legat de persoana lui Dumnezeu. De persoana lui Dumnezeu. Dumnezeu este menționat în fiecare verset din acest psalm. Cuvântul și persoana lui Dumnezeu merg mână în mână. Cuvântul lui Dumnezeu nu este un sistem filosofic. Nu este o învățătură umană care poate fi adoptată fără a avea o relație personală, reală cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este valoros pentru că prin el Dumnezeu
s-a revelat. Prin el Dumnezeu și-a revelat persoana sa, s-a făcut cunoscut pe sine. Dumnezeu n-a revelat doar niște informații despre el. Deși și asta ar fi minunat și extraordinar, pur și simplu să ai niște informații despre Dumnezeu. Dumnezeu s-a revelat pe sine, s-a făcut pe sine cunoscut prin cuvântul său. Este calea și este singura cale. Am învățat lucrul acesta miercuri în studiu din mărturisirea noastră de credință, în care am studiat despre Evanghelie și despre felul în care harul Evangheliei este aplicat și am văzut în mod categoric din Sfintele Scripturi că revelația lui Dumnezeu, revelația Evangheliei este singura metodă prin care omul poate să intre într-o relație cu Dumnezeu. Nu există că te uiți la stele și te pocăiești, îți pui credința în Domnul Iisus Hristos și intri într-o relație personală cu El. Nu există așa ceva. Biblia spune că trebuie ca Dumnezeu să se reveleze prin cuvântul său, trebuie acel cuvânt să fie propovăduit, trebuie să fie predicator, trebuie să fie învățător, trebuie să fie oameni trimiși care să vestească revelația lui Dumnezeu și oamenii să răspundă cu pocăință și credință și în felul acesta pot intra în contact cu Dumnezeu. De aceea este foarte important să înțelegem aspectul acesta. Cuvântul este important, dar cuvântul nu este important de la sine doar. Băi, dacă cineva scrie o carte bună și ea este anonimă, citește acolo și zici, bă, face sens și zici, uite, asta e cea mai bună carte de business. Nu contează cine a scris-o, tot ceea ce scrie acolo e bine și funcționează, ca atare îi dăm crezare și ne ghidăm după această carte în problemele noastre financiare, da? Nu este așa. Tot ceea ce Dumnezeu ne-a comunicat este important, nu doar că este adevărat, nu doar că sunt benefice, ci în primul rând pentru că sunt cuvintele Lui care îl revelează pe El, care ne pun în contact cu persoana Lui. Da? Deci țineți minte, cuvântul este important și cuvântul este strict legat de persoana Lui Dumnezeu. Revelează și este mecanismul prin care intrăm în contact cu persoana Lui Dumnezeu. 3. Cuvântul lui Dumnezeu, care revelează persoana lui Dumnezeu, ne vizează pe fiecare în mod personal. Pe fiecare în mod personal. Problema cuvântului Dumnezeu este una personală. Da? La fel cum relația ta cu Dumnezeu, în primul rând, este una personală. Psalmistul se referă la persoana lui personală de 325 de ori în acest psalm. Și cum am văzut dimineață, cercetarea întotdeauna trebuie să înceapă cu mine. Și cercetarea întotdeauna trebuie să înceapă pentru dumneavoastră cu dumneavoastră. De asemenea, noi, cum nu putem avea o binecuvântare a lui Dumnezeu sau o laudă a lui Dumnezeu doar în mod corporativ, trebuie în primul rând să fie una personală, trebuie să cercetezi inima ta, să vezi dacă Dumnezeu este important pentru tine, să vezi dacă tu îl binecuvânți pe Dumnezeu, dacă tu îl lauzi pe Dumnezeu. De asemenea, în relația ta cu cuvântul lui Dumnezeu, sau mai bine spus, în relația ta cu Dumnezeu prin cuvântul lui, trebuie să te cercetezi pe tine, pentru că este o problemă personală. Este o problemă personală, da? De asemenea, cum avem nevoie să ne cercetăm în toate privințele, personal, trebuie ca să realizăm că noi avem nevoie de cuvânt în mod personal în primul rând. Noi nu avem nevoie de cuvânt doar în mod corporativ, ca și biserică. Dar fraților, avem nevoie de cuvânt. Trebuie să fie predicare, trebuie să fie studiu biblic. Da, trebuie să fie. Este important. Dar înainte ca să fie o nevoie corporativă, este o nevoie personală. Tu trebuie ca să ai o relație cu Dumnezeu prin cuvântul său. Nu poți pasa pur și simplu și spui, eu n-am nicio relație prin cuvânt cu Dumnezeu, dar important e că predică fratele Mihai. Și predică mult și strigă și nu contează că eu n-am nimic cu Dumnezeu prin cuvântul său, dar biserica per total are. Nu există așa ceva. Ceea ce trebuie să se întâmple aici, în predicare, în expunerea cuvântului, trebuie să fie, precum tot ceea ce se întâmplă în închinare, o culminare a vieților noastre de credință. Rugăciunile noastre, corporativ vorbind, sunt o culminare a vieții de rugăciune private. Și asta ar trebui să vă sperie câteodată când ascultăm rugăciunile noastre corporative. Pentru că trădează ceva
despre rugăciunile noastre private, da? Cântarea noastră ar trebui ca să fie o culminare a bucuriei noastre și chiar a cântării noastre în alte circumstanțe. Și de asemenea, părtășia noastră în cuvânt ar trebui ca să fie o culminare, cireasa de pe tort, dacă pot să vorbesc așa, a vieții noastre în cuvântul lui Dumnezeu de zi cu zi. Din păcate, cele mai multe biserici n-au o viață în cuvânt în afara închinării și de aceea este așa de subțire și așa de superficială închinarea prin cuvânt în cadrul bisericii. Reține, cuvântul lui Dumnezeu te vizează pe tine în mod personal. Fiecare din noi are nevoie, cum avem nevoie de mâncare, cum avem nevoie de aer, cum avem nevoie de toate lucrurile pentru traiul nostru zilnic, ba mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. 4. Cuvântul lui Dumnezeu, ne arată psalmistul, este strâns legat de rugăciune. Cuvântul este Dumnezeu care ne vorbește nou. Dumnezeu care vorbește spre noi ca și oameni. Iar răspunsul nostru natural ar trebui să fie, precum este răspunsul dumneavoastră natural când noi avem o discuție, eu vă vorbesc dumneavoastră, dar înțeleg că acum este un monolog, dar după biserică o să-mi vorbiți și dumneavoastră mie. Și dumneavoastră răspundeți, așa funcționează orice dialog. Cuvântul este Dumnezeu care ne vorbește nouă, iar răspunsul nostru, dacă am auzit ceea ce ne-a spus Dumnezeu, dacă am băgat în seamă ceea ce ne-a spus Dumnezeu, este rugăciunea. Rugăciunea este practica, actul prin care noi îi vorbim lui Dumnezeu. Întreg psalmul 119 este o rugăciune. Dacă o citiți cu atenție, veți realiza acest lucru. Tot psalmul, 176 de versete, este o rugăciune care vizează o temă majoră a cuvântului lui Dumnezeu. Gândește la lucrul acesta în contrast cu rugăciunile noastre, care sunt săraci, care nu mai știm pentru ce să ne rugăm. Dacă îmi spune, uite, duminică, ne rugăm doar despre sfințenia lui Dumnezeu. Atât. Acum, frate, să roagă un frate, doi, ce să mai spunem? Nu vi se pare o problemă? În contrast cu 176 de versete de rugăciune despre cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul face în acest context de rugăciune aproximativ 70 de cereri în rugăciunea lui. Și vreau să fac câteva observații despre rugăciunea lui și despre cererile care le face. Rețineți, 176 de versete, 70 de cereri, ceea ce înseamnă că marea majoritate nu sunt cereri, da? Sunt altceva. Dar face aproximativ 70 de cereri în rugăciunea lui. Câteva observații. Majoritatea cererilor sunt de natură spirituală. De exemplu, spune din nou și din nou, îl roagă ca Dumnezeu să îl învețe rânduielile lui, să îl învețe legea lui, cum este în versetul 12. Sau, deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Sau versetul 34, dăm pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. Sau versetul 36, pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Ce rugăciune minunată! Cum ar fi să ne rugăm lucrul acesta constant? Doamne, te rog, fă-mă în așa fel încât să-mi pese mai mult de a studia din cuvântul tău, mai mult de a asculta de cuvântul tău decât de jobul meu, decât de câștigul meu. Dacă ne-ar fi și frică să ne rugăm așa ceva? Dacă ar răspunde pozitiv Dumnezeu. Dacă te-ai trezit dimineață și te-ai duce la serviciu și ai realiza, nu mai îmi pasă de jobul ăsta așa de mult. Îmi pasă mai mult să stau în rugăciune, să stau în cuvânt. S-ar șoca șeful tău, dar te-ar șoca și tu. Nu este așa? Astea sunt cererile care le face psalmistul, da? Abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Înviorează-mă în calea ta. Majoritatea
cerințelor țin de cunoașterea cuvântului, țin de înțelegerea cuvântului, țin de iubirea cuvântului, țin de împlinirea cuvântului. Asta îl preocupă pe psalmist. În al treilea rând, vedem că psalmistul este statornic, insistent în cerințele lui. De exemplu, el cere de 6 ori ca să fie învățat orânduierile lui Dumnezeu. Sau tot de 6 ori cere ca Dumnezeu să-i dea pricepere din cuvântul său. Este o lecție minunată pentru noi. Faptul că prioritatea noastră în rugăciune trebuie ca să fie să cerem de la Dumnezeu binecuvântări spirituale prin cuvântul său. Și faptul că noi trebuie să fim statornici, insistenți la adresa lui Dumnezeu. Cât de statornici suntem când avem, de exemplu, o problemă de sănătate? Foarte statornici, nu-i așa? Nu numai că noi suntem statornici, dar foarte repede apelăm la biserică, poate apelăm la prieteni și le spunem, uite, rugați-vă pentru mine. Am nevoie de vindecare. Mi-a zis doctorul că dacă nu se rezolvă problema asta, gata, am sfârșit-o. Și repede mobilizez prietenii și cunoștințele. Când este ultima dată când ai mobilizat frații, prietenii, cunoștințele ca Dumnezeu să-ți dea pricepere? Nu-i așa că nu consider urgentă? Nu pricep niște lucruri din Sfintele Scripturii. Sau nu le prețuiesc, sau nu le iubesc. Văd că mă abat de la legea lui Dumnezeu și mă duc după tot felul de lucruri deșarte. Este urgent, este important. Haideți, mobilizați-vă cu mine în rugăciune, insistent, până Dumnezeu îmi dă această pricepere, până Dumnezeu îmi dă această dragoste. În sinele nostru, mai n-avem curajul să facem, aproape că zâmbim și râdem la asemenea propunere. Dacă cineva ar veni în biserică și ar spune, în seara aceasta, rugăciune, frate, uite, eu n-am pricepere. Uite, de ani de zile citesc Cuvântul lui Dumnezeu și nu înțeleg niște lucruri. Nu le înțeleg pur și simplu, e ca și un zid pentru mine. Și nu vreau să mă las bătut, nu vreau ca să mă opresc din rugăciune și vreau să vă alăturați de mine până le pricep. Sau cineva ar spune, frate, uite, există un păcat în viața mea cu care mă zbat de atâta timp. Poate nu este major. Poate nu este curvie sau furt sau altceva, dar este un păcat. Și știu că legea lui Dumnezeu vorbește împotriva acestui păcat. Nu vreau să sistez din rugăciune și vreau să vă alăturați de mine până când Dumnezeu îmi schimbă inima și mă las de lucrurile acestea păcătoase. Am fi șocați și în adâncul inimii noastre, din păcate, foarte mulți creștini, între ghilimele, ar ridiculiza un asemenea om. Suntem bietul. El nu știe cum îți mersul la biserică. Aici vii frumos la costum, asculți o predică, recizi o poezie, zici o rugăciune care o zici de fiecare dată, numai că mai inversezi versetele. Te duci acasă și te simți justificat. Ce trist! Câtă importanță pune psalmistul asupra cuvântului Dumnezeu, asupra cunoașterii lui, asupra înțelegerii lui, asupra iubirii lui, asupra împlinirii lui. Este centrul, este punctul focal al vieții lui și de aceea psalmistul în mod insistent cere, 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 cere și iarăși cere de la Dumnezeu ca să-l binecuvânte din cuvântul său. 5. Și ultima lecție care o vedem din Psalmul 119, uitându-ne pe larg la structura și conținutul acestui psalm. Cuvântul lui Dumnezeu este profitabil, este practic, este de folos pentru noi. Foarte mulți dintre noi, din păcate, am înghițit acest mit că cuvântul lui Dumnezeu nu este extrem de profitabil din punct de vedere practic. Frate, da, spiritual, da, duminica este foarte bine, există un loc pentru el, dar restul vieții e altceva, frate. În business, la job, la școală, e altceva. Trăim în lume, frate, totuși. Dar nu este așa. Cuvântul lui Dumnezeu este profitabil, este practic, benefic în orice circunstanță. La servici, în familie, la școală, în bucuriile tale, în necazurile tale. Nu există sursă de înțelepciune, sursă de sfătuire care să fie mai profitabilă, mai benefică decât cuvântul lui Dumnezeu.
Și din păcate este ultimul loc unde aleargă lumea, chiar și credincioșii. Ai o problemă la servici, ultimul loc la care te-ai gândit să te duci să cauți sfaturi este Cuvântul lui Dumnezeu. Păi să te duci la Domnul când te poți duce la Lorand, da? Duci la seminar acolo, știe, consultă. Singurul business care l-a făcut vreodată e să-ți vândă ție imaginea că el știe ce vorbește. Dar nu merge nimeni la Domnul. Chiar afaceri și creștini, cei mai mulți, nu se duc la Dumnezeu să spună, oare ce zice Dumnezeu despre lucrul acesta? Sau ai o problemă în familie? Cât de repede apelezi poate la sfatul unui prieten, la sfatul unui medic, la sfatul unui psiholog, la sfatul... Și cât de lent ești ca să alergi să cauți sfatul lui Dumnezeu. Ce poate Biblia să îmi spună mie despre problemele mele în familie? Ce poate Biblia să îmi spună mie despre problemele mele profesionale? Ce poate Biblia ca să îmi spună mie ca să-mi rezolve durerile mele, nevoile mele? Biblia este o carte spirituală. Duminică ne ocupăm de spiritual, restul trăim viața reală. Cam asta e atitudinea celor mai mulți oameni când vine vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu este aceasta atitudinea psalmistului. Pentru psalmist, Cuvântul lui Dumnezeu este profitabil și spiritual și practic. Este benefic și în nevoile lui materiale, și în suferințele lui, și în nevoile lui spirituale. Observați că adversitatea, că suferința, este impulsul pentru acest psalm. Problemele lui cu care se confruntă psalmistul este motivația care îl împinge să scrie acest psalm și să înalțe această rugăciune. El nu o face undeva, într-un turn de fildeș, pur și simplu stă în fotoliu său, meditează la Cuvântul lui Dumnezeu și scrie această rugăciune fantastică. Nu! El o face pe frontul de război al vieții acesteia. În suferințe, în persecuție, cu dușmani care îi caută să-i facă rău, cu tot felul de probleme reale. Și privind la problemele lui reale și văzându-se dărâmat, nenorocit, înalță această rugăciune despre nevoia lui pentru Cuvântul lui Dumnezeu. În aproximativ 65 de versete, el menționează suferințele lui, menționează dușmanii lui, problemele lui și totuși preocuparea lui nu este suferința sa, ci nevoia lui pentru cuvânt. Pentru cuvânt. Toate cerințele lui vizează până la urmă nevoia lui pentru cuvânt. Ba mai mult, la un moment dat, în versetul 71, psalmistul spune în felul următor: e bine că m-ai smerit. Smerit este o traducere prea poetică. Zdrobit, nimicit. Da? Cuvântul folosit aici este același cuvânt, de exemplu, când Dumnezeu și-a smerit sau și-a zdrobit poporul ducându-i în robie. Asta este smerenia despre care este vorba. Nu smerit așa pur și simplu că... ți-a zis două vorbe, da? Și te-a terminat, te-a pus la pământ. E bine că m-ai smerit, pentru că astfel am putut învăța orânduierile tale. Interesant, nu? Psalmistul ne spune că apropierea de Dumnezeu prin Cuvântul lui Dumnezeu este așa de benefică oricât de mare ar fi costul merită. Merită să fii zdrobit. Paranteză. De asemenea, este interesant că psalmistul admite faptul, cum ar trebui să admitem și noi dacă ne analizăm, că de multe ori numai așa putem ca să învățăm. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Pentru că îndelunga lui răbdare ne îndeamnă la pocăință. Pentru că bucuriile care le-a revărsat peste noi, cum zic românii, fără număr, ne îndeamnă la pocăință și noi nu ne-am pocăit și n-am învățat și nu tânjim după cuvântul lui și nu tânjim să-l ascultăm și nu tânjim să-l trăim. Și n-avem timp de el. Și avem alte zbateri și alte probleme. Și vine Dumnezeu și te pune pe spate, în spital, luni de zile și dintr-o dată ai timp și ai chef și ai urechile larg deschise pentru orice sfat duhovnicesc. Cred că Friedrich Nietzsche zicea că durerea e limbajul universal. Toți îl înțelegem. Altcineva zicea că durerea este atunci când Dumnezeu strigă la noi. Pentru că nu mai auzim în sursuri blând.
Oare eu și cu tine am putea privi la suferințele noastre, mici sau mari, care Dumnezeu le-a îngăduit în felul acesta și să spunem, Doamne, e bine, mă bucur că ai hotărât lucrul acesta. Eram prea ocupat cu serviciu, mă bucur că mi-a luat serviciu. Eram prea ocupat cu aspectele astea, am făcut prea mult un idol din lucrurile acestea materiale. Mă bucur că ai permis, îngăduit, rânduit, cauzat tragediile acestea. Ca să pot să învăț din cuvântul tău. Ca să pot să-mi destup urechile de ceara pământului acesta și să aud glasul lui Dumnezeu. Observați că cuvântul este căutarea numărul 1 a psalmistului în mijlocul suferinței. Pentru că psalmistul consideră cuvântul de valoare maximă în mijlocul suferinței, dar și pentru că psalmistul consideră cuvântul benefic în viața lui practică. El nu-l vede ca doar un aspect spiritual, el vede cuvântul necesar pentru a trăi viața practică. El vede înțelepciunea lui Dumnezeu ca și cheia de a traversa aceste încercări, de a lua deciziile corecte, de a trăi viața aceasta cu toate bucuriile ei și cu toate necazurile ei, bine și după cuvântul lui Dumnezeu, plăcut lui Dumnezeu. Pragmatic vorbind, psalmistul ne arată că cuvântul lui Dumnezeu este benefic. Ne ajută să ne trăim viața dacă ne-am ghidat după el. Ne echipează ca să ne trăim viața dacă ne-am ghidat după el. Și din păcate, cum ziceam, cei mai mulți dintre noi căutăm în toate domeniile cu excepția, dar de multe ori trebuie să spunem că dacă în toate domeniile ne ghidăm după înțelepciunea omenească, când vine vorba de biserică, tot după înțelepciunea omenească să te ghidezi. Dacă de luni până sâmbătă gândești, acționezi omenesc, când ajungi la biserică nu o să te comutezi automat pe spiritual. Asta este problema fenomenului comitetul bisericii, da? Din păcate, oameni de multe ori neduhovnicești, care trăiesc neduhovnicește, care gândesc neduhovnicește, care își conduc viața neduhovnicește, îi pui într-o cameră închisă și spune, ok, luați decizii duhovnicești. Și ce fac? Iau decizii pragmatice, lumești, nu te poți comuta. Este o tranziție lentă, dureroasă, precum vedem din Psalmul 119, ca să ajungi, ca să gândești și să simți și să fii condus după cuvântul lui Dumnezeu. Este o viață întreagă de chin, de durere, de rugăciune, de insistență, ca să fii modelat după cuvântul lui Dumnezeu. Problema este că noi nu credem că înțelepciunea divină, revelată prin cuvântul lui Dumnezeu, este mai valoroasă și mai benefică decât înțelepciunea omenească. Și de aceea luăm decizii omenești. Când de fapt înțelepciunea divină este mai valoroasă. Ne pregătește mai mult chiar și pentru viața de zi cu zi. Astăzi citeam un articol interesant despre o firmă din state, se numește Chick-fil-A. Este o firmă, să zicem, gen McDonald's, un lanț de restaurante, a cărui fondator, Samuel Truett, a fost creștin, el a murit acum, a rămas business-ul sub conducerea lui. A fost un creștin foarte fidel, un creștin care a fondat această firmă, care acum are sute de restaurante, pe principii creștine. De exemplu, ei de la început și acum, după moartea lui, nu lucrează duminica. Dar ei consideră că duminica trebuie să fie pusă deoparte pentru ziua Domnului, pentru închinarea lui Dumnezeu. Și deși mulți oameni le-au criticat și le-au spus că așa ceva nu se poate face în industria alimentară, trebuie ca să lucri duminica, pentru că oamenii atunci sunt liberi, logica umană spune, așa este. Așa este, lumea este liberă duminica. Oamenii oricum nu merg la biserică, măcar să vină la restaurant. Samuel a zis nu. Dumnezeu ne spune ca să punem acea zi deoparte pentru el. În 2012 a fost, de exemplu, un scandal, care îl rețin și eu, în care s-a dezvăluit că ei contribuiau foarte mulți bani la tot felul de ONG-uri care luptau împotriva agendei LGBT. Militau împotriva căsătoriei homosexuale și așa mai departe. Și când s-au dezvăluit aceste lucruri, care până la urmă nu erau ascunse, comunitatea LGBT a zis că ei vor face un boicot împotriva acestor lanțuri de restaurante, dacă ei nu își retrag această decizie. Și ei au zis, nu, Dumnezeu urăște aceste lucruri și noi vom susține în continuare. Și s-a întâmplat boicotul și a dat faliment restaurant. Nu, au crescut vânzările.
extraordinar, da? Apoi, mai nou este o problemă în care presa i-a luat în vizor, pentru că ei nu sunt deschiși duminica. În state, fotbalul american este cel mai venerat sport. Și ei, Chick-fil-A, are un local în stadionul în care se ține Super Bowl-ul, care este, cum ar fi, cel mai mare campionat, da? Și ei au zis, nu deschidem duminica, da? Mâncați ce vreți, noi nu vă dăm de mâncare. Interesant este că această companie, care a pornit, apropo, în Atlanta, de aia cumva sunt foarte familiar cu ea, de acest creștin, pe aceste principii creștine, care nimeni n-ar fi dat nicio șansă în comparație cu inteligența umană a oamenilor de business care conduc Starbucks, McDonald's și așa mai departe, este acum cu mult mai profitabilă decât McDonald's sau Starbucks sau oricare dintre ele. Și acum vin, în 2019, după istoria asta lungă, vin tot felul de analiști și de businessmen și vin cu explicații. Și uitați explicația. Faptul că au închis duminica a creat o lipsă și o nevoie și a făcut ca lumea să considere produsul mai valoros. A fost o decizie foarte strategică și de aceea de luni până sâmbătă lumea cumpără mai mult. Și apropo, cumpără mai mult, adică de două ori mai mult. O locație Chick-fil-A vinde de două ori mai mult decât o locație peste drum McDonald's. Interesant. Și vin psihologii și analiștii și zic, mă, deșteaptă asta. Faptul că nu le dai la oameni când vor ei și le spui produsul nostru este așa de bun și așa de prețios că vii când ne spunem, când ne spunem noi, de fapt e bine pentru vânzări. Și după aia mai explică. Faptul că au dat ziua aceasta liberă angajaților îi face pe angajați mai fericiți, servesc pe clienți mai bine, au o experiență mai bine, clienții se întorc. E interesant lucrul acesta că Samuel Truett n-a avut nevoie de niciun studiu psihologic, n-a avut nevoie de niciun studiu de business. Dumnezeu i-a spus, 6 zile lucrez, una pauză. Te ocupi doar de cele spirituale. Vedeți, putem ca să căutăm explicații umane la de ce această decizie și aceste decizii a unor oameni credincioși au fost eficiente sau putem să admitem chiar și în business. Dumnezeu știe mai bine. Chiar și în familie, chiar și la jobul tău, chiar și la tine la școală, Dumnezeu întotdeauna știe mai bine. Pragmatic vorbind, psalmistul ne arată faptul că cuvântul este profitabil, cuvântul este benefic. Uitați ce zice, începând la versetul 98. Porunca ta mă face mai înțelept decât dușmanii mei, căci întotdeauna aceasta este cu mine. Sunt mai înțelept decât toți învățătorii mei, căci cuget la mărturiile tale. Sunt mai priceput decât cei cărunți, căci împlinesc hotărârile tale. Altfel spus, Biblia este cea mai bună educație care te pregătește pentru viață. Cel mai bun sfătuitor și cel care împlinește Sfânta Scriptură în toate domeniile, în toate aspectele vieții lui, va avea de câștigat pe toate planurile. Dar chiar dacă ai pierde, material vorbind, tot vei avea de câștigat. Biblia este cartea care ne pregătește și spiritual și pentru viața practică. Biblia este cartea care trebuie primită, iubită și întotdeauna strâns legat de viața noastră de rugăciune. Biblia este cartea care ne vizează pe fiecare în mod personal. În seara aceasta ești chemat să-ți faci în mod personal o cercetare despre felul în care privești cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este cartea care este legată în mod strict de persoana lui Dumnezeu, care ne descoperă persoana lui Dumnezeu și care ne permite prin intermediul ei să intrăm în comuniune cu persoana lui Dumnezeu. Biblia este deosebit de importantă, pentru că așa cum ne-a arătat psalmistul și cum ne va arăta în mesajele care urmează, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nimic nu poate fi mai important. Amin.